Cristina Seară, urmăriți politică cu Natalia Morari. În Republica Moldova, inclusiv audierile parlamentare la care sunt audiați procurorul general, guvernatorul BNM, ministrul finanțelor, șefii SIS și CNA, au devenit cumva plictisitoare. Din audierile de astăzi, noi n-am aflat nimic nou sau șocant, cel puțin din partea ceea care a fost publică. Pentru ce a fost tot acest lucru organizat și când se va găsi în sfârșit miliardul, încercăm să aflăm cu invitații mei de astăzi. Eu salut în studio pe Alexandru Pietcov, jurnalist. Bună seara, bine ați venit. Vitalie Călugăreanu, jurnalist. Bună seara. Bună seara. Victor Ciobanu, analist politic. Bună seara. Bună seara. Și Alexei Tulbure, analist politic. Bună seara, bine ați venit la politică. Audierile continuă și în aceste clipe, dar să urmărim principalele declarații făcute pe parcursul zilei de astăzi. Ce dorim noi? Liberalii s-au interesat dacă s-a aflat numele principalului vinovat în cazul fraudei bancare, dar și de ce principalul învinuit, Ilan Șor, este în libertate. Cine-i totuși nașul acestor scheme de a fura miliardul? Și dacă schema aceasta continuă și astăzi în alte bănci? Ați vrut ședință publică? Nu pot să vă spun. Mi-ați știți cine-i nașul? Sigur că da. Nu înseamnă că să aflăm și noi, mulțumesc. Dar de fapt ar știm și noi. De ce Șor încă e în libertate? Odată ce cu toții cunoaștem că anume dumnealui era președinte Consiliului de Administrație a Băncii când a dispărut suma principală. Colaborează cu ancheta. Trebuie remarcat aparte, nu că îl lăudăm foarte mult. Dar Corneliu Gurin a vorbit și despre banii oferiți de Șor lui Filat în schimbul unor favoruri. Nu au fost banii lui personali. A utilizat banii din bănci pentru a acorda respectivele beneficii. Din toate informațiile care au fost prezentate astăzi, și în regim închis și deschis, se vede clar că Filat e băgat cu totul. Și dovezi am auzit și de la Banca Națională, și de la Procuratură, și de la alții. N-au vrut să ne dea nume, dar Procuratura a spus că, și asta nu este un secret, a spus că au denunțat, au depus mărturii împotriva lui Filat și colegi de partid, și rude, și foști miniștri. Liberal Democrații au întrebat despre suma exactă a prejudiciului estimat până acum. Creditele care au fost oferite și au fost temei pentru acțiuni civile, fiind calificate ca prejudiciu cauzat băncii, este de 2,3 aproape miliarde de lei, 35 aproape milioane dolari, 45,2 milioane euro. Calculând în euro aproximativ, până astăzi avem 170 de milioane de euro, de fapt. Despre suma asta este prejudiciul care noi îl estimăm. Potrivit lui Viorel Chetraru, acum sunt investigate 54 de credite mari. În cazul a 8 inculpați, dosarele au ajuns în instanță. Totodată, Chetraru spune că a expediat solicitări de asistență privind circuitul banilor în 47 de țări, printre care Marea Britanie, Panama, Rusia și Letonia. Potrivit lui, au fost găsiți beneficiari pentru 200 de milioane de dolari, transferați prin intermediari în Rusia, Letonia și China. Următorul care a răspuns la întrebările deputaților a fost ministrul în exercițiu al finanțelor Anatol Arapu. Care va fi rata dobânzii pentru împrumutul acordat BNM, care ulterior urmează să plătească statul? S-a convenit pentru o dobândă pentru anul viitor la nivel de 5%, care va avea un cost anual în mediu de 650-680 de milioane de lei. Dacă nu erau acordate aceste 14 miliarde acestor trei bănci, care în principiu sunt niște subiecți privați, nu avea să fie un impact și un aspect mult mai mic asupra situației financiare în general? Din punct de vedere a evitării colapsului sistemului bancar și credibilității populației în sistemul bancar în general, decizia a fost una corectă. Cum influențează evenimentele în jurul băncii de economii situația actuală financiar-economică din Republica Moldova? Una din consecințe majore a ceea ce s-a întâmplat la noi în sectorul bancar este lipsa finanțării externe astăzi, din exterior, pentru buget. Și nu numai pentru buget. Guvernatorul demisionar al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a menționat astăzi în plen că începând cu 2011 despre situația dezastroasă din cadrul Băncii de Economii au fost atenționați prin scrisori și acte foștii prim-ministri și ministri ai finanțelor. Domnul guvernator, măcar vă mulțumesc foarte mult că ați recunoscut că tot vă invitam aproape săptămânal din momentul în care mi-ați spus în decembrie 2013 că este o problemă gravă în sistemul bancar, numai nu-mi dau seama, dar ce faceam noi acolo?
acolo, ce discutam noi cu dumneavoastră, cu colegii care sunt prezenți aici. Tot vă ceream, vă solicitam, interveniți, protejați activele bune ale statului. În rapoarte cele lunare era un capitol în care eu vă spuneam cu cât a mai crescut costul în fiecare lună. A fost? Ok, măcar asta dumneavoastră tot recunoașteți. Mă învinuiți că eu spun minciuni. Eu nu spun minciuni și eu pot să spun și mai multe. Și ce am discutat noi și cum am discutat? Eu propun ca domnul guvernator să fie deschis dosar penal pentru neglijență în serviciu, conform articolului respectiv, care prevede 6 ani de pușcărie. A fost o propunere, nu comentez. Banca Națională a îndeplinit totul ce este, trebuia să facă din punct de vedere legal. În al doilea rând, atunci când stă în bancă acționarul și managementul și toată ziua se gândește cum să facă un nou furt, supravegherea nu poate preveni acest lucru. Concluzia mea, toți au făcut tot, toți au știut tot, dar noi, până la urma urmei, nu știm nimic, miliardul tot acolo rămâne. Pentru ce a fost asta, domnule Călgărin? Ce ați înțeles în general? Ați înțeles ceva? Nu, eu n-am înțeles. Eu am înțeles mesajele care au fost transmise, dar eu nu am înțeles care a fost rostul ședinței audierilor de astăzi, în general. Senzația care mi s-a creat mie este că s-a încercat crearea unui haos informațional. Devierea accentelor pe care le-am desprins din raportul Kroll, eventual. Dar, în general, eu nu înțeleg... Totul aceasta să mai discutăm că totuși Parlamentul ceva face. Nu stau în zadar. Da, și, pe de altă parte, am văzut cum a fost compromis un nou lider politic. Mihai Ghimb. Crezi că este un nou lider? Încă un lider. Sau încă un lider politic. Cum a fost Da, prin această inițiativă de a desfășura audierile cu ușile închise, care mie mi s-a părut absolut stupidă, mai ales să sune din gura unui liberal. Liberală, jet pe jet. De remarcat faptul că domnul Ghimb, inclusiv în acest studio și nu doar în acest studio, a promis că niciodată nu va vota cu comuniștii și cu Vladimir Voronin. Da. Dar astăzi văd că foarte bine mersi a votat cu comuniștii și cu democrații. Da, pe mine asta m-a iritat. Eu, fiind în general un om care am viziuni care în mare parte coincid cu viziunile declarate ale domnului Ghimpu. Pe mine m-a dezamăgit, sincer. Dar să ne aducem aminte cum exact domnul Ghimpu a explicat acest lucru. Numai o clipă. Domnul Ghimpu... Audierile se fac pentru Parlament. Da. Eu nu pot găsi. Pentru Parlament și pentru societate. Nu pentru societate. Organizate pentru parlamentari și nu pentru societate. Da. Deci, de aici deducem că hoțiile pe care le-au comis guvernanții în ultimii ani, despre aceste hoții societatea nu ar trebui să afle și din motivul ăsta au luat și au dat presa afară. După ce au ținut un an și ceva în țarc pe jurnaliști, astăzi, așa, la sfârșit de an, au închis și urechile cetățenilor. Asta e. Domnul Petcov, ați aflat ceva nou? V-a surprins ceva? Cu siguranță am aflat ceva nou. Ce anume? Deci, în primul rând, ceea ce nu este nou, da? Că a fost o profanare, pur și simplu, a unei închete. Pentru că, în primul rând, nu s-a spus nimic nou. Într-al doilea rând, ceea ce s-a spus și comportamentul celor care spuneau a fost unul extrem de arogant față de, nu față de deputați, da, dar față de Forul Legislativ Suprem. Asta este primul lucru. Dar ceea ce este nou, eu cred că asta deja ține de, nu știu, de imaginea unui lider de partid sau liderul cele mai mari fracțiuni din Parlament, a Partidului Socialiștilor, care acum trebuie să se gândească ce imagine va avea mai departe în societate. Pentru că, și acum vă explic, știți, Parlamentul nostru de mai multe luni nu se adună în zile ordinare de ședință în Parlament, da? Joi am vedere. Eu cred că astăzi, într-o miercuri, la cererea Partidului Socialiștilor, ni tam, ni seam,
случайно. Toți procurorii Chelyabinsk. Toți procurorii, toată gașca lui Plahotniuc. Toată gașca lui Plahotniuc a venit în parlament chipurile să țină un să răspundă la solicitarea socialiștilor. Exact. De fapt, vinovat e Mihai Ghimpu, pentru că audierile trebuiau să aibă loc ieri. Da. Dar ieri, pentru că a fost Ziua Națională a României, Ghimpu zice că el nu poate să vină la așa eveniment. Da. Și protestul respectiv astăzi, din tâi în fața Parlamentului, apoi în fața președinției, nu se cunoaște din care cauză în fața președinției, adică eu cunosc din care cauză. Se zvonește că se insistă asupra Dimitrii Domnului. Exact. Dimofte. Exact. Asta și este change-ul. În change-ul respectiv participă și domnul Dodon. Dacă dânsul cumva crede că nimeni nu cunoaște despre astfel de înțelegeri, nu știu. Dar nu vă pare că, de exemplu, tot în acest scenariu se înscrie votarea pentru trecerea CNA-ului sub Parlament? Exact. Păi este o continuare. Este pur și simplu o continuare. Asta este. În câtva timp o să vedem că o să rărească niște corturi în fața Parlamentului, în centrul Chișinăului. Să vă mai spun ceva. Foarte curând, domnul Dodon va primi un mare cadou de la șeful tuturor din Republica Moldova, dar deocamdată nu pot deschide paranteză. Eu știu despre ce vorbiți dumneavoastră. Da. Vă primim un mare cadou. Da. Probabil chiar mâine lumea va afla despre acest cadou și lasă dovedească că nu are niciun fel de înțelegere cu cel care îi controlează pe toți. Da, din țară. Și iată asta este, cred că eu, miezul evenimentului petrecut astăzi, care se mai petrece astăzi. Și vă spun încă o dată, această personalitate o să trebuiască să explice lumii, pur și simplu, care este... Dar, sincer, pe mine mai puțin mă interesează ce trebuie să le explice oamenilor Igor Dodon sau de ce domnul Ghimpu a votat cu comuniștii, chiar dacă promitea că nu o face niciodată. De ce Pirademiul n-a fost atât de insistent cum s-a așteptat multă lume, pentru că au cerut și ei audieri publice, dar au fost aproape mulți. Multe chestii n-ar trebui să ne interesează. Pe la fel este un scenariu. Pe mine mă interesează. Au venit 5 șefi a instituțiilor de stat care ar trebui să-și facă treabă pe parcursul acestor ani cât banii se furau din țară. N-au făcut nimic. Iată, în sfârșit, au fost chemați în Parlament. Au venit și n-au spus nimic nou. Ba mai mult au venit. Eu, în general, eu ca cetățean, îmi pun întrebare. Eu mai pot spera că cu acești șefi ai SIS, Procuratura Generală, CNA, BNM, Ministerul Finanțelor, am vreo șansă să aflu adevărul despre Sunt sigur că nu. Ba mai mult au venit cele cinci persoane care, de fapt, de mult trebuia să fie demise. De mult trebuia să fie demise. Din simplu motiv că, conform codului penal, o crimă este nu doar o acțiune, ci și inacțiune. Corect. Punct. În momentul în care, acum un an de zile, se fura întreaga țară, aceleași persoane stăteau în funcțiile respective. Cu ce obraz dânșii venise astăzi în Parlament? Încă și așa, îngăflați, nu știu, aroganți chiar, să vă uitați la domnul Gurin și la domnul Chetraru, cum se comportau. Păi cu așa comportament, în genere, nu poți fi admis, nu știu, la o ședință de colhoz. Nu știu din care cauză parlamentarii au acceptat astfel de comportament. Dar asta este a doua întrebare. Sau următoare. Dumneavoastră cum v-a părut o direcție? Parte cei pe care am văzut-o. Da. În afară de ce au spus colegii, și sunt de acord cu aceste evaluări, am văzut încă o dovadă a paraliziei totale a statului. Și întrebarea dumneavoastră, acești conducători ai instituțiilor de stat mai pot da răspunsuri la întrebările legate cu miliardul și celelalte? Astea sunt niște întrebări retorice, bineînțeles că nu pot. Parlamentul ar fi fost o instituție care ar fi putut porni schimbarea de la niște demisii, numai că noi am văzut astăzi că și Parlamentul este o instituție captivă, capturată de anumite personaje. Pentru că așa cum s-au desfășurat astăzi aceste audieri, ele au semănat mai mult cu un spectacol, care au avut mai multe scopuri, în afară de cele care le-ați menționat, că lucrează Parlamentul, că noi
reacționăm la îngrijorările societății, că iată încercăm să dăm răspunsuri, iată îi chemăm la caviar pe ăștia care trebuie să răspundă, le mai punem niște întrebări incomode, au avut și un alt scop. De a-l inculpa și mai mult pe Filat, care deja este încarcerat, care da, are partea sa de vină în ceea ce s-a întâmplat la BM, numai că nu este el, asta e convingerea mea profundă, nu este el autorul acestui jaf miliardul din noiembrie anul trecut, acolo totul alți oameni au lucrat. Și încercările lui Ghimpu să afle numele nănașului și după asta el pronunță numele lui Șor, n-a să treacă chestiile astea, asta nu trebuie să ne prostească pe noi, pentru că nu este Șor acela care controlează instituțiile statului. Noi trebuie să nu uităm un lucru. Dar că totuși acest... instituțiile statului sunt controlate de un naș. Da, 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 corect. Mă, nu Șor e nașul. Șor e un fel de fin, de botez. Nu știu dacă de cunonie. Nu trebuie să uităm un lucru. Noi nu trebuie să uităm un lucru, că acest jaf are specificul său, are nuanțele sale, pronunțate și foarte clare. În acest jaf a participat statul. Și fără stat, acest jaf nu era posibil. În acest jaf au participat toți acești oameni care au raportat astăzi. Au participat instituțiile care au fost conduse de ele. Și la întrebarea cine e nașul, noi putem să răspundem răspunzând la întrebarea cine controlează aceste instituții de stat. Care au organizat prin acțiune sau inacțiune acest jaf și care continui să producă această crimă, că o participă la această crimă, pentru că crima perpetuează, pentru că noi nu avem nicio investigație clară a acestui jaf. Atunci când și procurorul general, nu știu, nu l-am ascultat, dar și directorul centrului și ăși de la SIS și Drăguțanu spun că de fapt au repetat ceea ce au spus în mai anul curent, că ei au informat conducerea de vârf, nu știu ce, atunci că trebuie să acționeze, că nu trebuie de informat. Acum este semnătura cu tare persoană. Trebuie să fie tras la răspundere. Este implicarea acestui personaj. Trebuie să fie reținut și în privința lor trebuie să pornească procedurile penale. Asta nu se întâmplă. Ei așteaptă indicații nu știu de unde. Aceste persoane, bineînțeles că trebuie să fie eliminate, în locul lor trebuie să fie puși alții. Altă treabă că cine va elimina acești oameni din funcțiile în care se află ei astăzi. Da, aceasta este interesant. Astăzi niciun deputat n-a cerut demisia vreunul șef. Și în acest sens, sper că apar multe întrebări în privința PLDM-ului, care au avut șansa și ocazia astăzi să fie mai combatanți, să mai pun niște întrebări. Șansă unică, să zicem așa. Da, astăzi, mai ales după ce s-au decis că audierile s-au deschis, atunci cere public demisia. O putut să pună întrebări unul la mână. Pentru că aceasta se continuă pe condițiile lor. Corect. De ce să nu le repete? Și într-a doilea rând să ceară demisia. Corect. Să ceară demisia. Că demisia a fost cerută și de socialiști. Bine, socialiștii, în privința comportamentului socialiștilor sunt întrebări, dar ăștia au spus de la bun început. Noi vrem o finalitate, vrem demisie și mai departe. Bine, și nu le dăm sfaturi. Pe mine mă interesează altceva. În general, cât de serios nu trebuie să luăm aceste audieri când tot noi, mai mulți experți, în primul rând din acest domeniu, spun că trebuie de investigat separat implicarea sau neimplicarea instituțiilor statului în așa numită schemă furtul miliardului. Corect. Cum a reacționat sau n-a reacționat BNM, cum a reacționat sau n-a reacționat CNA, care puteau amândouă instituții să controleze cum sunt scoși banii din țară. Și eu, știind că experții din domeniu, de genul Vyacheslav Negruț, Nathan Garște, mai mulți economiști, Alexandru Muravski, au întrebări vis-a-vis de aceste instituții, eu câtă crizare trebuie să le dau șefilor acestor instituții când vin și raportează și eu să-i cred? Și atunci întrebarea cheie este, dar cine îi controlează pe acești controlori? Noi ajungem aici. Asudic. Pentru că, da, pentru că ceea ce am văzut azi, de fapt, a fost
bine, același show, același scenariu, scris într-același centru. Am văzut rolurile foarte bine repartizate, așa să zicem, începând de la Tătănțovca actuală, Ghimpu cu Voronin, când au cerut închiderea acestei ședințe. Și nici măcar nu democrație. Nici măcar exact. Democrație cumva. Dar au încercat la două anunțe. Iată, mult mai coboară până la asta. Multă lume nu m-a crezut, că eu am spus la demisia lui Streleț, am spus că exact aici o să ajungă până la urmă, că Ghimpu o să voteze împreună cu Voronin și tot asta o să se întâmple și noi asta o să vedem. Iată că vedem deja pe viu. Mai departe, au venit toți acești șefi care ne-au raportat de fapt că ei au făcut nu că tot ce le-a stat în putere, dar chiar probabil peste măsură, mai ales Drăguțanu, dacă să-l ascult, atunci el a salvat de fapt țara de la un colaps economic. Noi nu ne dăm seama, pur și simplu. Noi toți suntem tâmpiți, adică nu Banca Națională, prin injectarea 15 miliarde în economie, a prăbușit leu, a pierdut ținta inflației, a sărăcit populația, a pierdut 1 miliard din rezervele valutare, nu a administrat în general domeniul, l-a adus într-un dezastru, dar de fapt a făcut tot ce s-a putut mai bine pentru acest domeniu. Și atunci când aceste lucruri sunt absolut evidente pentru orice observator normal, dar nouă de pe sticlă ni se inoculează cu totul altceva, atunci ne punem întrebarea, într-adevăr, pe cât este de credibil tot acest show. El nu este credibil, da, Alexandru a spus că am mai aflat lucruri noi. Da, am aflat, de exemplu, că de fapt sunt doar 176 de milioane care deocamdată sunt pe rol. Întrebarea iarăși, retorică rămâne. Noi vorbim de 1 miliard, cei cu ceilalți bani? Nu există. Deci, la acest capitol, Alexandru Muravski a fost ministrul economiei. Eu cer scuze pentru replică. S-a întrebat de ce atunci BNM-ul, guvernul a oferit celor 3 bănci 13 miliarde de lei sub garanțiile BNM-ului? Bine, dacă pierderile, se constată că pierderile până la ora actuală sunt de 170 de milioane. E ciudat. Iarăși apare acest personaj Drăguțanu, care parcă este demis, parcă nu, dar am zis că el va fi ținut în funcție exact atât cât va trebui ca să încheie toate conturile cu lichidarea acestor bănci, fiindcă Maur încă nu și-a făcut treaba. S-a văzut că se vând deja patrimoniile, se transmit, cineva deja i-a cerut un sediu pe strada Pușkin și tot așa, deci este un lucru destul de interesant care urmează cu lichidarea acestor bănci. Mai departe, cum au răspuns procurorii, de exemplu, o împărțire a rolurilor? La o întrebare mai generală, chitrarul spune, zice, nu, sorry, noi ne ocupăm doar de credite neperformante. Gurin zice, noi ne ocupăm doar de consilii de administrație. La întrebarea, dar sunt politicieni, alții suspuși, foști, deputați, da. Nu există. Deci atunci, dacă vă ocupați de credite neperformante, eu am scris cândva un material, așa am luat pur și simplu din presă, prin Google, în 10 minute am cules vreo 3 miliarde de lei din toate care s-au cunoscut la BEM, anume prin Tomaili și toate firmele celea pe Valex Schimb și așa mai departe. Deci acum ne povestesc că suma este de 176 și dacă asta e suma per ansamblu, atunci iarăși apare întrebarea. Lui Filate se incriminează 250 de milioane, dar cu toate creditele neperformante adunăm doar 106. Deci multe, multe întrebări și tot asta, aici sunt de acord cu domnul Tulbure, face parte din scenariul care urmează ceea ce se numește, apropo de întrebarea de ce PLD-ul s-a comportat așa ca molicel, scenariul se numește prinuждение к миру, asta e terminologia rusă. Deci negocieri trebuiau să aibă, ei au intrat deja în negocieri, ceea ce, bine, după mine, este o greșeală tactică sau, nu știu, asta e problema lor de comportament. Despre acest scenariu noi vorbim după o scurtă pauză de publicitate, eu cer scuze că vă întrerup. Rămâneți că noi revenim în câteva clipe.
Am revenit în studio, continuăm să vorbim despre scenarii. Eu aș vrea să continuăm să discutăm despre acel scenariu despre care ați spus, prinuждение к миру. Кого как будут принуждать? Ținta este pe Lady Meu și de mult de la arestul lui Filat, pe urmă demisia lui Streleț. Iată, acum vedem că se încearcă cu orice preț. Am văzut replicile foarte dure ale lui Marian Ilici, niciun fel de condiții, adică capitulare necondiționată, se acceptă doar asta. Atâta. Și ședința de azi, în acest context, a dat de înțeles. Deci, Gurin a dat din deget și a dat de înțeles de fapt că sunt mulți peledimiști implicați, anume cu referire la peledimie s-a făcut chestia asta. De aia probabil și comportamentul ăsta care colegii au remarcat așa. Dar care e problema? De ce v-am timp de atâta? Veniți, arestați, ridicați imunitate, ați demonstrat că puteți să o faceți foarte ușor și repede? Nu. Ei au nevoie de formatul ăsta pro-european, zis 55 de deputați. Marian Ilici a promis că are 55 sau 56, el se încurcă în cifre. În cazul în care acest scenariu nu va fi realizat, atunci se vor trezi cu dosare. Da, ei trebuie să vină toți împreună. Ceea ce după mine înseamnă moartea subită a PLD-meului, care în caz contrar trebuie să stea foarte dur pe poziție. Am văzut că astăzi nu a stat și se plece în opoziție. Știți, moartea subită a PLD-meului este o problemă minoră comparativ cu cei ce în general ne așteaptă pe noi tot și toată țara. Păi uitați-vă, problema la ce am ajuns noi, că de fapt deja avem un parlament sau o să avem cu, dacă eventual PLD-meul intră într această coaliție, atunci vom avea un parlament absolut. Dacă acum asistăm la voturi comune Ghimpu și Voronin, atunci ele pot deveni unanime, de fapt, dintr-un moment, fiindcă toți, de fapt, o să joace aceleași roluri și vom avea doar o opinie care va avea doar nuanțe de interpretare, un pic mai liberal, un pic mai comunist, un pic mai liberal-democrat sau mai socialist. Moartea subită a tuturor partidilor. În această logică, acum încerc să leg lucrurile și găsesc rostul. Vă amintiți ce zicea cu câteva zile în urmă domnul Streleț, că e nevoie să facem mai întâi curat în partidul nostru și s-ar putea ca domnul Streleț să fi simțit ceea ce spuneți dumneavoastră, acest joc pe care îl pregătesc democrații, mă rog, democrații, cel care decide în Partidul Democrat. Și atunci PLD-meului, într-adevăr, nu-i rămâne altceva decât să-și retragă toți deputații și persoanele compromise din partid și să dea voie deputaților supleanți să le ocupe locurile, pentru că altfel, într-adevăr, acest partid este... Crezi că este un scenariu realizabil? Cine este sigur în cei supleanți? Dar cine va fi gata să renunță la fotoliul de deputat? Dar ce rost mai are să mai stai câteva luni în fotoliul de deputat? Că oricum nu mai duc mai mult de luna martie. Păi de cine v-a spus așa ceva? De cine v-a spus, într-adevăr? Nu știu, eu așa am senzația că parlamentul ăsta nu are cum să... Bine, dacă oamenii, de exemplu, dacă acești deputați, de exemplu, din PLD-mea, simt că miroase avem dosar penal, de ce n-ar pleca acum din PLD-mea? N-ar rămâne ca neafiliați în parlament și vor vota cu ambele mâini pentru viitorul președinte, oricare ar fi acesta, fie din partea PD, pe CRM, pe LE, nu contează. Dacă asta le va salva viața pe următorii 3 ani. Eu știu sigur că în PLD-mea se discută foarte aprins despre retragerea unor deputați, inclusiv deputați și nu doar deputați, dar fruntașii ai acestui partid. Cu părere de rău trebuie să constatăm un singur lucru, un lucru destul de important. Da? Faptul că în acea fracțiune, pe LDM, sunt foarte mulți deputați șantajabili. Ceea ce este un avantaj pentru, să numim așa, negociatori, da, de la PD. Din motivul respectiv și nimeni nu îi va retrage din Parlament.
place bun să se retragă. Să stea acolo binișor, să voteze așa. Cum se retragă? Noi vorbim de retragere, da. Nu există mecanism de retragere. Nu există mecanism decât să se auto... Se plece singur. Și respectiv ei vor rămâne. Ceea ce a fost astăzi în ședința respectivă, un accent clar în toată ședința. Se vorbea doar de piele de mie, filat, piele de mie, filat, filat, piele de mie, șor, filat, piele de mie. A spus cineva, a scos și cineva. Și este șor tot în contextul piele de mie și filat. A scos cineva vreun cuvânt despre Plahotniuc, despre Leancă, despre instituțiile subordonate lui Plahotniuc, nimeni, niciun cuvânt. Dar eu vreau să vă spun că inclusiv deputații care stau astăzi în Parlament, inclusiv majoritatea din ei care au fost în legislatura trecută, au fost prezenți în ședința din 25 septembrie anul trecut, când i s-a permis guvernului Leancă să-și asume responsabilitate pentru 7 legi importante. De nu erau acele 7 legi aprobate, nu era să fie furat miliardul. Imposibil. Și domnul Leancă, astăzi am auzit că el acolo mai că nu țipa în voce tare. Dânsul trebuie să stea lângă Filat, de fapt. Dânsul trebuie să stea lângă Filat. Dânsul trebuie și totuși, domnul Pitcăv, trebuie să delimităm. Există o parte a banilor care au fost furați prin intermediul creditelor neperformante și o altă parte, astăzi, banii care au fost oferiți ca ajutor și noi nu știm ce s-a întâmplat cu acești bani. Doar ca să finalizez, dumneavoastră spuneți despre două părți, nu spuneți despre un lucru și mai important. În 2013, în septembrie, când s-a, să zicem așa, a fost devalizat statul în Banca de Economii, cine a făcut-o? Cu mâinile cui? Toată lumea cunoaște despre votul domnului Barbă Neagră, da, viceministru de Finanțe, atunci în Consiliu. Da. Dar nimeni astăzi nu vorbește de un moment extrem de important, că domnul Barbă Neagră a votat în baza procurii emisii de șefa interim a Agenției Proprietății Publice pe lângă Ministerul Economiei, doamna Angela, și nu mai țin minte numele, o să-l revitalizez cumva și o să vă spun. Deci, din cadrul Ministerului Economiei, care este subordonat lui Plahotniuc, era o schemă făcută și perpetuată. Complicarea tuturor. Exact. Însă astăzi toată lumea vorbește despre unul. Eu nu vreau astăzi să-l înălbesc pe Filat. Nu, dânsul stă, cred că destul de meritat, dar nu dânsul este unicul care este vinovat de acea crimă. Dar este crimă. Și astăzi vin acele 5 persoane care au stat binișor atunci în funcțiile dânșilor, stau vreo 50 de persoane stau astăzi în Parlament, care au fost în Parlamentul trecut, prin prezența cărora au fost admise acele 7 legi al domnului Leancă, și toată lumea stă așa frumos și nu, dar ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, noi nu știm, nu putem să vă spunem numele. Păi toți complicii stau în fața dumneavoastră. În față, în Parlament, toți. Bine, domnul Pietcăf, asta doar este în natura doar deputați, omului. În natura omului, doar când poți scăpa basma curată și cineva... Angela Susanu îi spune... E foarte bine, doamne, să cunoaștem numele tuturor eroilor implicați în această schemă, tuturor. Deci, e în natura omului. Atunci când o persoană șantajabilă și implicată într-o anumită schemă știe că poate să scăpa basma curată pentru că altcineva va fi prins, la fel implicat, dar doar el va fi prins, da. Sigur că nu... Plahotniuc are nevoie de persoane șantajabile. Sigur asta că este, nimeni nu va... Asta este principiul vieții lui politice. Dar ce doriți? Că acum toți cei din Parlament sau cei din aceste instituții să iasă, să stea, să se așeze într-un rând lângă Vlad Filat și să spună și pe noi trebuie de tras la răspundere în fața legii. Noi ne păcătuim, mea culpa, suntem vinovați și noi. Domnule Tulbure, e imposibil să se întâmple. Despre asta vorbim, că care e rostul să-i ia pe unul și să-i condamne, să-i smulgându-i de acolo din Parlament atunci când atâția ani i-au pregătit pentru misiunea care urmează. Misiunea lor este fiind șantajabili, fiind implicați în furturi, în crime,
să fie ascultător și să facă ceea ce li se spune, ceea ce se dorește. Faptul, eu văd parlamentul ăsta care va vota unanim orice îi va veni din guvernul care va fi condus de Plahotniuc, de exemplu, înțelegeți cum. Și gata, asta e realizarea visului. Realizarea visului. Eu sper că se vor găsi măcar câteva persoane. Maria Ciobanu, da, Maria Ciobanu și domnul Deliu, cine mai este acolo. Bine, excepția confirmă regula. Dar haideți apropo să vorbim despre aceste scenarii. Tot se vorbește, va fi, nu va fi prim-ministru din partea PD-ului. Va dimisiona, nu va dimisiona Nicolae Timofte. Bine, ei cred, cei din PD, presupun eu, că cred că acum când Plahotniuc poate să ascundă după deget, cât nu s-ar ascunde, să-l pun în prim plan, să-l scoată în prim plan pe Firlat, să încerce să-l învinuiască pe Șor și așa mai departe, dar oricum toată lumea cunoaște cine e păpușarul și cunoaște și în țară și peste hotare. Deci sunt deja. Aici sunt deja pozițiile elaborate și gata. Acum, ei cred așa, că dacă Plahotniuc ies în prim plan, în avanscenă, conduce guvernul și în 3 ani cât mai are acest parlament, începe să facă regulă. Așa cum înțeleg, începe arestări, așa cum înțeleg, cum trebuie să fie regulă. Da, da. Problema aici e foarte simplă, că... Problema e foarte simplă, că Plahotniuc nu poate să oprească să fure. Asta e într-o fel tragedia lui. Pe mine mă întreb, eu vă explic de ce. Logica poate este oprim furturile pe segmentele care nu sunt ale lui, dar la noi... Ei pe segmentul Ministerului pe segmentul energetic, la Ministerul Economiei, acolo furturile oricum se continuă, acolo e pasc, acolo e pășunea PD-ului. Problema e alta, de ce fură el. Mulți mă întreabă, băi, omul ăsta e normal în genere, el cât îi trebuie unui om, de ce nu se oprește? Nu e problema că lui nu îi ajunge, lui ajunge, clar că și lui și nepoților și strănepoților. Problema e că el nu poate să oprească acest jaf, pentru că prin jaf, prin El întreține tot aparatul ăsta de slugoi și procurori și judecători și executori și registratori, cine mai este, deputați care îi acoperă crimele și care îi asigură lui siguranța. În cazul în care el oprește, cum spune, jafurile, atunci toată această lume fie începe a vorbi, fie începe a opune rezistență, fie începe a lucra împotriva lui. El este condamnat să fure până că nu este eliminat prin niște acțiuni foarte hotărâte din sistemul politic și în genere din viața publică și din libertate, adică până când nu este, fie arestat, fie condamnat, fie pleacă din țară. Deci asta e destinul lui. El nu poate să oprească chiar dacă dorește foarte mult. Acum există iluzia asta în interiorul acestui partid sau în anturajul lui Plahotniuc, că dacă pe dânsul ascult în prim plan și el începe a face regulă, așa cum înțeleg ei regulă, da? Atunci el se reabilitează și prin asta reabilitează întreaga echipă, pentru că ei tot înțeleg că dacă cade Plahotniuc, cad ei toți, trebuie să fugă sute de oameni de aici ca să nu pui mâna pe dâși și cei care vin și într-adevăr o să încerce să ne întoarcă, să se întoarcă țara la statul de drept. Bine, eu nu vreau acum să le dau sfaturi sau să-i reconving că ceea ce vreau ei să facă sau cred că vreau să facă, asta e imposibil, pentru că ceea ce va face Plahotniuc, asta va fi o regulă promovată sau asigurată de niște oameni care trebuie să stea în pușcărie. Papaniatiem. Absolut papaniatiem. Și asta va fi o justiție, dacă va fi justiție selectivă, este absolut clar. Și noi avem mostre de comportament respectiv deja, pentru că noi îl avem pe Filat și toată echipa lui care este așa purtată cu mutra pe asfalt și restul stau bine mersi în toate domeniile care sunt controlate de PD. Și asta vreau să continui tot așa și mai departe. Eu vă spun un lucru. Pe mine am chiar puțin mă interesează care vor fi evoluțiile politice cu această clasă politică sau
în interiorul acestui parlament sau acestei guvernări, ei nu mai contează. Oamenii ăștia sunt pierduți pentru binele Republicii Moldova. Da, eu sunt Tudor, absolut dar convins Tudor, că epoca Plahotniuc să apropie de sfârșit. Ei ar putea să întindă ori 3 luni, ori 3 ani. Există o diferență mare între 3 luni și 3 ani. Ei trebuie, înțelegeți cum, acest regim este bazat pe furt și era bazat pe asistență externă și pe suport extern, politic inclusiv. Elementul ăsta fundamental nu mai există. Eu nu cred că lui Plahotniuc o să-i da cineva bani, nu cred că el va mai avea suport politic și nu știu de unde ori mai fura. De furat ori fura, pentru că dacă există 3 milioane de oameni care mănâncă, se îmbracă, să lecuiesc, folosesc gaz și așa mai departe, aici oricând și oricum ai de unde fura, îi jăfuiești pe ăștia. Dar asta nu-i de ajuns ca să-ți asiguri o guvernare stabilă și durabilă și așa mai departe. Deci eu nu văd cum guvernarea cu participarea lui Plahotniuc și Partidului Democrat poate să dureze mai mult decât, nu știu, jumătate de an poate. Dar haideți să vorbim un pic despre Sfirita, pentru că noi de fiecare dată vorbim fie despre Filat, fie despre Plahotniuc, dar eu aș vrea să vorbim un pic și despre anturajul acestor oameni, pentru că domnul Plahotniuc nu reușea să controleze toată țara dacă sute de oameni nu erau de acord în funcțiile lor cheie să ia decizii în favoarea acestui partid sau alți luau decizii în favoarea Partidului Liberal Democrat sau Partidului PL. Există oameni care tare ușor se vând. Iată, se vând. Există așa jurnaliști, există așa comentatori, există așa funcționari publici, există așa judecători. Numai o frază, că numai procuror. Asta am vrut să o spun, dar am luat-o cu totul în altă parte, că uitați-vă ce efect a avut numai un moment de rezistență. O lună s-a ținut pe Ledemeu și deja toată această construcție era gata să fărâme, să dispară. Este de ajuns să te menții, să opui rezistență, să reziști. Și atunci să duci, nu-i putere în Plahotniuc și în tot sistemul ăsta care l-a construit el. Eu despre aceasta vreau să vă întreb. De ce oamenii ăștia... Dar în slăbiciunea noastră e problemă. De ce oamenii ăștia care sunt slabi, se vând, se compromit, sunt loiali stăpânilor, de ce ei nu încearcă măcar să opună cât de cât mică rezistență? De ce? Imperiul ăsta... Jurnaliștii, da. Blogerii, trollerii de pe toate imperiul rețelele ăsta de socializare. A început să fie crescut și întreținut încă din perioada fostei guvernări. Dacă să fim sinceri, atunci când domnul Plahotniuc era în tabăra respectivă a domnului Vladimir Voronin, atunci când era șef de stat. Și... în general, arhiva asta cu dosare pe care se zice că o are domnul Plahotniuc, ea provine încă din perioada aceea. Și el a avut grijă foarte bine să-și pună persoanele pe care știa că sunt șantajabile, să le pună la pozițiile pe care, prin care el se poate controla puterea în momentul de față. Așa că asta nu este un proces care s-a început acum, nici măcar în 2010 sau 2009. Este un proces care s-a început, creșterea acestei caracatițe a început mult mai demult. Asta e adevărat. Și mulți din cei care au fost atunci cu comuniști, acum sunt cu democrație sau cu liberal-democrație, mai puțin Correct. Acum cu liberal-democrație, pentru că ei deja nu mai sunt la putere și sunt bătuți. Dar totuși despre aceste imperii, ele se bazează pe oameni concreți pe care noi îi cunoaștem, pe mulți dintre ei. Timpurile se vor schimba, stăpânii vor fugi din țară, fie vor pleca din politică, ei vor rămâne. Și eu tare mă tem că vor veni alții în locul lor și cu mare plăcere se vor folosi de slăbiciunile acestor oameni care așa de ușor se vând. Dar asta s-a întâmplat întotdeauna. Eu de când mă țin minte în meseria asta de jurnalist, asta s-a întâmplat. Au existat inclusiv jurnaliști care s-au vândut. Ba la unul, ba la altul, ba la al treilea. Întotdeauna au existat. Dar atât de exagerat n-a fost niciodată. Mie îmi pare că n-a fost niciodată atât de exagerat. Haideți să ne uităm un pic în urmă la EUTV-ul vechi și o să vedem cum s-a întâmplat. EUTV-ul 1. În a doua jumătate a anilor 2000, așa era. Acum dacă luăm toată presă, toată mass media, de exemplu, televizată, e mai mult acum, decât acum că s-au creat aceste imperii, microimperii pe care el și le-a creat, mediatice, și prin intermediul cărora
adune jurnaliștii în aceste... Da, lumea are nevoie să mănânce, inclusiv jurnaliștii au nevoie să mănânce. Unde dracu să lucrezi dacă în țara asta toate televiziunile sunt ale lui? Nu fiecare poate să-și permită să lucreze pentru Deutsche Welle sau Europa Liberă. Noroc din Europa Liberă, care inclusiv pe mine mă hrănește. Să fie ei sănătoși, domnule Petcu. Eu doar pot să adaug ceva. Știți cum? În opinia mea, la domnul Plahotniuc există un sistem întreg de subjugare a unor sau altor instituții, fie de presă, fie de drept, fie de economie, fie de, nu știu, de niște organe ale societății civile. În baza acestui sistem sau unei gândiri se subordonează întreg sistemul, întreaga societate. Asta este și mai periculos. Colegul a spus, așa a mai fost întotdeauna, da? Cineva dintr-un organ de presă a mai lucrat pentru altcineva. Și în mare parte nu e prea mare problemă, da? Dar ceea ce este astăzi, când întreg spațiul informațional este utilizat pentru a face propagandă, pentru a face niște măsuri de subjugare, inclusiv de a pune persoane în arest, în închisori. Asta grupul deja... grupul Petrenco. Grupul Petrenco, exact. Ceea ce se întâmplă la procurori, uitați-vă, procurorii, de pildă, iată, ne întoarcem acum la grupul Petrenco. Procurorii, articolul 1 din legea cu privire la procuratură spune clar, organele procuraturii apără interesul general al societății. Natalia, dumneavoastră activați în societate civilă sau încercați într-un timp așa mai extins să fortificați instituțiile societății civile. Spuneți-mi, vă rog, e că societatea civilă are un interes general de a pune la dubă niște persoane care vor să protesteze în fața procuratorului general. Eu, de pildă, n-am auzit. S-ar putea să fie. Da, da, dar, domnule Petcov, știți foarte bine, dacă în paralel cu procuratura mai controlează și o mare parte de mass media și timp de luni de zile arăți filmulețe despre acești protestatari care nu doar vreau să protesteze, dar vreau să facă zahvat vlastea. Da, de ce ești spun? Ca săptămână trecută noi ne-am uitat la povești cu teroriști în slanțuri și halate care planificau să ocupe filarmonică, teatrul de operă și balet. Muzeu? Da. Și se facă o lovitură de stat. Unde-s ei? Deci se vorbea în ajunul protestului de duminică. Unde-s acești teroriști? Da, deci unde-s cei care... Plahotniuc astfel a condus o contrarevoluție culturală. Deci oamenii vreau să meargă la teatrul. O revoluție culturală făcută, dar Plahotniuc în anticultură. Eu sunt sigur că persoanele respective de la Bălți habar nu au unde se află orașul Tătarbunar. Nu, Tătarbunar. După filmul despre filarmonică în genere și eu? Cum ai spus? Ne trebuie, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Eu cer scuze, revenim cu dumneavoastră. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre revoluția culturală care se planifica săptămâna trecută în Chișinău. Bine, și iată că Borusca a fost uitată. Am glumit, dar ceea ce se face în organele procuraturii, în organele drept, nu este decât un dezmeț. Un dezmeț. Eu n-am văzut, eu am fost la mai multe procese pe cazul Petrenco. Eu n-am văzut ca procurorul să apere cauza societății. Nu am văzut, pur și simplu. Ba mai mult, eu am văzut deciziile procurorului Șendrea, care zice că ăștia trebuie să fie lăsați la dubă din motive care sunt explicate, adică din cauza că există convenția CEDO. Vă dați seama, deci normele europene privind libertatea întrunirilor sunt pur și simplu inversate în gândurile dânșilor. Este ceva nemaipomenit. Noi am fost la Parlamentul European, am fost la Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei, explicam lumea din tâi nu ne înțelegea. Adică cum, domnilor, pentru simplu caz. Pentru că există un psihopat, pardon de expresie, la noi, în persoana domnului Plahotniuc, care crede că, iată, dânsul este prima persoană în stat și el decide totul și face atent tot ce poate. Atent că așa declarați-vă, da, de judecată, domnule Petcov. Să mă dea în judecată, nicio problemă. Vreți să vă demonstrez certificat că nu este psihopat? Am vreo șapte dosare comandate de dânsul, nu mă tem, pentru că
în atâta timp cât o să fie fel de fel de șendri, fel de morari, fel de fel de bobrovi, bunici. O precizare, acel morari din procuratură nu este da. Niciun fel de rudă cu mine. Știți cum? Atâta timp se va perpetua... Nici fiind, nici... Atâta timp se va perpetua dezmățul respectiv. Și oamenii ăștia, întreg sistemul, trebuie să treacă printr-o lustrație. Printr-o lustrație, și odată pentru și odată. Și judecătorii la fel. Pentru ceea ce fac dânșii acum în judecăți, unde lumea nu își poate găsi dreptatea. Într-un stat care se dorește, se vrea a fi democratic, ei trebuie să stea în primul rând la dumbă acești judecători, procurori. Iată, eu am venit special la dumneavoastră cu sentința, încheierea în privința lui Gumă. Domnul, eu am să vă las pur și simplu ca să vedeți pe urmă ce se întâmplă. Strășnicie. Toți juriștii din acest studio au declarat că este în primul. Haideți să uităm despre faptul că ar fi rudă cu domnul Lupu. Haideți să uităm despre faptul că procurorul Bițișor a făcut ceva în cabinet în timp ce acesta era în deliberare. Dar faptul că domnul Gumă a rămas în libertate în timp ce o instanță din judecată europeană din România a constatat că trebuie să fie închis Natalia, pe 4 ani. Nu doar. Asta este o încălcare gravă a codului penal. La început, la a doua pagină, stă și scrie că există o convenție europeană la care Moldova este parte, da? ca termenul respectiv, adică încheierea aceia care au fost în România, să fie transferat încoace, în aceleași termeni, fără niciun fel de acestea sunt modificare. Prevederile convenției, da. Că trebuie să stea la pușcărie. Și, da. Și după asta, peste un punct scrie, dar noi putem să facem așa, dar putem să facem și altfel. Păi asta cum? Iată o încheiere. Iată, cu semnătură. Normele dreptului internațional păi, sunt prioritare în comparație cu cele acest nume. Cum adică? Că domnul Gumă este bolnav, dar nu l-a întrebat nimeni bolnav pe domnul Gumă. Domnul da, nu l-a întrebat pe domnul Gumă nimeni la Parlament când stătea. Domnule Gumă, dumneavoastră sunteți la Interpol, dar poate dacă sunteți bolnav, păi noi facem lucru. Păi cum se întâmplă în centrul Europei? Iată cu astfel de judecători, judecătoria Buiucani. Dar ce se face la judecătoria Râșcani? Dar ce se face la curtea de apel? Dar ce se face la majoritatea judecătoriilor în toată țara? Nu, dacă cineva pentru mine, crede... pentru mine până acum rămâne o întrebare tare importantă. Se va autosiza CSM-ul pe cazul dat sau nu? Va fi dezbătut cazul acestui judecător care pentru că dacă nu se va face acest lucru, măcar de ochii lumii, atunci pentru mine mai este important lumina și se Natalia, pentru mine mai este important altceva. Iată acum este o misiune europeană în Moldova, da? În domeniul dreptului. Uh-huh. O să lucreze aici, am înțeles eu câteva luni. Iată, pentru mine este important. În astfel de dosare, ca Gumă, în astfel de dosare Petrenko, în mai multe dosare în privința la nu știu, acel combatant, Safromatov. Metal feroz, pădurea domnesc. Da, metal feroz. Iată ei, o să se implice cumva, nu ca la, ca, no. Haide să revedem încheierea, nu, dar măcar să vadă. Măcar să vadă ce se întâmplă. Astăzi, ministrul ăsta în exercițiu a Maiului, da? Balan. Spunea prin prim-ministrul, păi domnilor, iată, stau 3 protestatari acolo și încă 34 acolo, dar noi punem acolo 100 de polițiști. Domnilor, dar cine te impune să pui atâția polițiști? Spuneți-mi, vă rog, eu de câte ori am fost la cazul Petrenko, numai puțin de 20 de persoane în căști, în măști cu automate, numai puțin. La Safromatov, pe unul l-au dus 62 de persoane, inclusiv comisarul Buiucan, vicecomisarul Buiucan. Cine l-a pus? Cine i-a pus acolo? Nu în toată chestia pentru asta ce? Arată frumos la televizor, domnule. Păi tocmai de ce? Da. Ca să baze spaima în toată lumea, că nu cumva voi, iată, să puneți acolo vreun cort, nu cumva să ieșiți undeva la Parlament sau la Procuratură General. Nu, ăștia sunt direct Dumnezeu. Numiți teroriști. Ei sunt da, direct o să fiți teroriști, pentru că în viziunea mai multor persoane, mai ales cei în vârstă, da? Când în spatele unui om stau vreo 10 oameni în măști, în căști, cu automatica în Siria. Așa e adevărat. Acela om cine este? Spun că, da, așa au spus la televizor. Da, așa, eu chiar l-am văzut, nu așa? Nu, da, din păcate asta lucrează, da. Noi facem bancuri cu descoperirea acestor comploturi la Bălți, dar cineva sună, spune că vedeți la Bălți cine pregăteau ăștia. Mai bine să nu mergem la protest la Chișinău. Natalia, dar dacă revenim la ceea ce a fost astăzi în Parlament, da? Șeful SISLU ce a spus? Noi nu avem, cu părere de rău, mecanisme de a interveni în anchete. Sau să intervenim acolo unde se fură, nu mai știu ce. Domnilor, acum
Cât? Acum 2-3 săptămâni de zile, când era ultima venire lui Satei la, la Chișinău. Ce inscripție era la ăștia care stăteau acolo cu... cum ești? SIS. SIS. Dumneavoastră ați văzut pe cineva de la SIS care a venit la Filat, la Plahotniuc, la Șor, la unde? La același, nu știu, Gurin? Eu după părerea mea, domnule Petcu, adică se poate. Renatul Sate trebuia să-i plătească celui care putea să-i comande în fața aeroportului. Păi eu adică se așa poate. La așa o imagine visează orice politician din Republica Moldova. Să cum mătrii. Absolut. Da, dacă cineva crede că la un moment dat buboiul ăsta nu o să răbufnească, da, greșește amarnic, da. Pentru că toate chestiile astea, toate cazurile astea pe care noi le reflectăm în fiecare zi, ele se adună. Undeva în subconștientul oamenilor, ele oricum se adună. Și atunci când autoritățile nu răspund acestor, nu răspund adecvat acestor cazuri care se întâmplă, asta la un moment dat oricum o să aibă efect. Da, dar vedeți că în paralel se lucrează în privința discrediterii a tuturor punctelor în care ar putea să se nască un anumit protest. Platforma, da, discreditată, se bate în ea. Media care critică este... Bine, noi nu suntem, da, noi nu suntem în Coreea de Nord, da, unde să nu se întâmple lucruri. Aici, oricum, noi suntem alături de România, unde este libertate, da, unde a început, suntem alături de Ucraina, unde iarăși au început niște procese. Noi nu suntem izolați aici de restul lumii. Da, cât privește comportamentul autorităților, eu sunt mirat și sincer sunt mirat că nimeni în Republica Moldova în momentul ăsta, de exemplu, nu-și face griji că noi avem oameni ostatici în Afganistan. Noi despre ce vorbim? Amintiți-vă ce era în România când erau luați ostatici, jurnaliștii respectivi. Toată lumea numai despre asta vorbea. Noi am uitat. Noi și jurnaliștii am uitat că acolo avem ostatici. Avem un prim-ministru interimar care nu are idee despre oamenii ce. Care spune că sunt americani pentru că vorbesc în limba rusă. De ce ne mirăm dacă statul e incapabil să administreze în mod normal orice proces public aici în țară, deci trebuie să aibă o altă atitudine față de niște lucruri care se întâmplă în afara granițelor noastre. Noi suntem proști în toate, adică noi vorbim că administrația nu reacționează. Noi am ajuns la o situație într-atât de simplă, chiar primitivă, aș spune eu. Pe de o parte avem statul ca care nu are absolut nicio aspirație altruistă, este absolut evident. Ei n-au percepția interesului comun, interesului public. Public, da, ei deservesc interesele pecuniare a unor oameni, criminale a unor persoane, clanuri, și suntem noi ceilalți care întreținem acest stat prin votul său, prin impozitele sale, și nu putem să oprim acest dezmăț. Păi, întrebarea acum e foarte simplă. Când îi vom opri și îi vom elimina. Și trebuie în sfârșit să punem capăt acestor discuții absolut sterile. Trebuie să schimbăm sistemul, mai ales scandul am început să se dea. Leancă tot în povestea noastră. Reformele nu se pot, oamenii sistemul, nu se schimbă, trebuie sistemul. Noi avem legislație bună, noi avem constituție bună, avem legi și mai departe. Sistemul este creat, carcasa este creată. Altă treabă că nimeni nu respectă aceste legi. Toată lumea trăiește conform altor reguli, papaniate, cum se spune, și orice sistem este schimbat prin schimbarea oamenilor și de oameni. Deci, doar orice schimbare se începe de la factorul uman, dacă îți folosesc limbajul ăsta de lemn. De aceea, trebuie să ne dăm foarte bine seama, fie noi, mai devreme sau mai târziu, devenim cetățeni, chiar dacă sunt discreditate aceste focare, dacă putem numi nuclee de rezistență care apar aici colea, bine, asta e o atitudine obișnuită, să spunem, a oricăror autorități. Încearcă să lupte cu, mai ales în state quasi democratice sau fals democratice. Dar până la urmă pot să apară un focar de rezistență și în afara țării sau în interiorul țării, da, sau suport, da, oarecare. N-are resurse această putere să reziste foarte mult. Pentru că noi nu extragem, nu suntem Azerbaidjan, nu extragem petrol. Noi nu putem scuipa și ignora
opinia publică internațională, dacă doriți. Noi putem, nu putem scuipa pe dreptul internațional. Intrăm în zona asta. Faptul că vine președintele fac așa un pic de... vine președintele Comitetului de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, este un lucru fără precedent. Vine pe două cazuri concrete, Petrenko și Filat. Când intervine comunitatea internațională? Când sunt grave încălcări a drepturilor omului. Pentru că altfel te mai scaldă, îți mai fac observații, te mai cheamă. A, dacă nu se mai poate răbda, lumea vine la fața locului și începe aici să clarifice. Dacă am ajuns noi la 20 de ani de calitate de membru în Consiliul Europei, țară în centrul Europei, aspiranți la calitatea de membru cu drepturi de plină Uniunii Europeană, să avem deținuți politici, să avem încălcări a drepturilor omului. Nu mai vorbesc de alte încălcări, că noi nu avem justiție, că noi nu avem posibilitatea să-i asigurăm pe oameni cu servicii calitative sociale, medicale, nu avem să le dăm de lucru, asta tot e încălcare de drepturi. Dacă am ajuns noi acum la starea asta și vine peste noi Consiliul Europei, vine peste noi OSCE-ul, Uniunea Europeană, cu critici, cu observații, observați, este foarte grav. Asta nu rezistă mult. Plăhătniuc, el e tare îngrozește. Înțelegeți cum? Dar în altă lume, cu ăștia nici mâna nu dă nimeni. Și noi la asta să ajungi foarte repede. Știți unde noi am ajuns? Noi am ajuns în situația în care inclusiv omul sistemului, Ivan Deacov, care astăzi e ultima zi a mandatului domniei sale de 5 ani la Procuratura Chișinău. Deci omul din interiorul sistemului, tot el, rudă cu un cunoscut deputat din Partidul Democrat, spune: coruperea politicienilor se poate produce în procesul formării partidelor politice din lipsa aceluiași cadru legislativ. Aici suntem într-un cerc vicios. Nu avem cadru legislativ pentru că politicienii corupți nu sunt cointeresați să-l creeze. Și invers, avem politicieni corupți pentru că nu avem cadru legislativ necesar și justiție independentă. În viziunea mea, este o singură șansă de a ieși din acest cerc vicios. Revoluția. Acesta o spune bine. Un procuror. Ascultați, noi și dreptul și jurisprudența nu mai înțelegem corect, pentru că legislația asta nu-i o posibilitate de a descrie milioanele de situații care pot apărea într-o sferă sau într-un domeniu sau altul. Asta nu-i scopul ăsta, să-ți descrie orice situație care poate. Sunt descrise anumite principii și anumite atitudini și așa mai departe. Și se presupune că omul care implementează legea și respectă legea, acționează cu bună credință în favoarea interesului public. La noi totul inversat. La noi naturala imperfecțiune a legislației este folosită anume de cei care trebuie să folosească legea în interesul public pentru a submina interesul public, pentru a fura acest stat. Asta e calitatea politicienilor. Asta e calitatea noastră ca cetățeni. Noi nu putem descrie pentru că viața e variabilă. Da, viața e bogată în situație. Nu putem descrie tot. Tot noi ne lăsăm prostiți de ei prin mass-media lor. Tot noi ne lăsăm cumpărați. De atâta cât ne-am lăsat amăgiți de aceste opțiuni geopolitice și nu știu ce. Niște chimieri care ne paștină la fiecare pas. Dar problema este interiorul țării, doamnă Mărar. Problema suntem noi, problema aici zace. Nu vine Moscova, da, e un factor, alte situații, zicem, dar problema în noi. Exact, eu asta spun. Sub paravană luptii cu terorismul, Plahotniuc câștigă o decizie la curtea de apel prin care un hectar la Moldexpo e de proprietate. Da, acum face... Eu în general nu înțeleg cum poate fi privatizat pământul la Moldexpo. Acum face încă un proces pentru a-și lua căpăra cafenea o guguță din și face totul ca Ion Ștefăniță să nu fie martor pe acest dosar. Știți, pentru că acesta precis nu va apăra. Noi putem la nesfârșit, cred că, să descriem situațiile astea, dar aici eu cred că... Ca să mă liniștesc, haideți să ne aducem aminte și de Moldața, unde o persoană care a lucrat doar o singură zi, a luat 600.000 de lei salariu și încă 22.000 de lei ajutor. Da.
material. După care guvernul a ajutat această companie cu bani. Exact. Ca să o salveze. Eu vreau să fiu optimist. Știți, eu am să vă spun de ce. Eu chiar vreau să văd ca visul lui Plahotniuc, care a zis că eu am să fac cel mai mare partid, iată, l-a făcut. Partid numărul 1. Numărul 1 în țară. Păi deja a devenit numărul 1. Și a atins acest scop. Acum ei luptă pentru preluarea guvernului. Eu chiar vreau ca ei să ia guvernul. Doamne ferește. Chiar nu, eu sincer vă spun. Lasă și-l ia. Și acum, chiar astăzi în ședință, ministrul finanțelor a spus că deja după rectificarea din octombrie, gaura din buget constituie 2 miliarde de lei. Deci, asta la întrebarea lui Ghimpu, de ce nu se finanțează primărie, că uite, vine Crăciunul, Anul Nou și Sfântul Vasile. Și el a zis că banii au fost planificați, iată că nu mai vin din exterior. Deci, ce a spus și domnul Tulbre, nu are resurse această piramidă să se mențină mult timp. Deci banii din exterior nu mai vin. Pentru nimeni în exterior nu mai este secret ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci la toate forurile am văzut dezbaterile în Parlamentul European. Deci acolo n-au fost menajamente diplomatice, gen haideți să mai nu prea repede merge reforma. Deci s-a spus direct ce faceți cu oligarhii, ce faci... Și oligarhii se plece. Ce face... Punct. Deci, resurse nu sunt, sistemul începe să pojera. Nu, el se mănâncă singur. Se autodistruge. Și atunci, cât mai repede vor lua toată plinitudinea asta de tot ce își doresc, să ocupe absolut tot, că deja și așa controlează tot, dar vor să mai distrugă și să mai acapere. Lasă să acapere. Aici trecem, nu se va prăbuși tot aici definitiv. Trecem o concluzie. Pun întrebare în felul în care a pus-o domnul Ciobanu. Acest sistem actual se va autodistruge? Deja sistemul acest proces sau va mai funcționa bine, mersi, 3 ani până la următoarele alegeri? Eu nu cred în asta. Eu cred că m-a dus destul de argumente în favoarea ideii că acest regim nu se poate întreține mult timp. Și probabil are dreptate domnul Ciobanu când spune că lasă democrații, lasă această grupare să ia toată puterea, inclusiv guvernul, și să arate pentru ce sunt capabili, pentru că, într-adevăr, cu cât mai rău, cu atât mai bine. Asta pentru noi lozinca zilei. Altfel... Da, și pe el în șor să facă primar la Chișinău. Poate vom avea pâine să cem. Cineva a zis că pâine. Da, știți, dacă trăim absurdul, să-l trăim deja până la capăt. Deci, dacă absurdul se transforme în... Exact. Vitalie. No, eu nu cred că e prea mult pentru mine în seara asta să mai ascult și idei de genul că Partidul Democrat ar putea să preia conducerea sau guvernul. Eu nu cred că... O să fie persoană numită neafiliat politic, dar Dumnezeu, asta nu schimbă lucrurile. Dar eu nu cred că pentru a distruge odată și pentru totdeauna caracatița asta, ar trebui ca Partidul Democrat să ajungă să facă asta. Pentru ca că o variantă, noi spunem. Acest partid oricum a ajuns să aibă 4% la următoarele alegeri, scăpăm de el. De ce ar trebui să mai preia și guvernul. Sunteți optimist, domnule Călgoreanu? Nu, eu sincer, la câtă informație în putem de acum... În ajunul alegerilor locale, rating n-a fost mai mare, dar a luat cam multe raioane. Deci da, există resurse. Da, pentru că așa e moldoveanul nostru. Întotdeauna încearcă să găsească rău cel mai mic și când colută în rău cel mai mare. Câștigă cel care numără, domnul Ciobanu? Gaura în buget o să provoace deja restanțele la salarii și la pensii. Facturile care vor veni majorate vor amplifica acest efect. Presiunea pe interior cred că doar va crește, combinat împreună cu presiunea din exterior, care după mine nu are cum să nu fie exercitată, va conduce până la urmă la distrugerea acestui regim. Domnul Petru? Eu, știți cum m-aș adresa în primul rând cetățenilor care în Moldova astăzi se întreabă oare când se va autodistruge acest regim, când se va termina asta? Vreau să spun un singur lucru pentru mine, de pildă clar. Nu se va termina de la sine.
lumea trebuie să se conștientizeze că astăzi în Parlament democrații nu sunt democrații, comuniștii nu sunt comuniști, liberalii nu sunt liberali, socialiștii nu sunt socialiști. Întreaga clasă politică trebuie să fie schimbată. Lumea trebuie să se amintească de un cuvânt extrem de important într-o societate civilă, care e rezistența. Și oamenii merg după cei care luptă. Oamenii nu merg după cei care stau și așteaptă. Trebuie odată și odată să fim mai decisivi. Iar Plahotniuc trebuie să stea la dubă. Rezistență și implicare. Eu spun că trebuie să stea la dubă toți cei care merită. Asta să fie primul. Jumătate din clasă politică, cel puțin. Ne vedem mâine la Interpol. Noi vom continua să rezistăm, vom pune întrebări, nu știu cine va răspunde la acestea, dar le promitem celor care sunt implicați în diferite scheme că nu le vom lăsa să doarmă liniștit. Ceea ce putem face, vom face. Noapte bună!